Bine. Am picat traseu. Da, voi. Și am început. Ăsta este primul vlog de la schimbarea canalului. Bine, am schimbat doar numele, conținutul va rămâne ceva asemănător, va avea legătură cu vehiculele pe două roți. Bine, o să mă axez mai mult pe motociclete, dar asta nu înseamnă că nu o să filmez scutere. În fine, nu are relevanță. Ideea este că eu am picat poligonul și o să vă spun și cum. Din cauza emoțiilor efectiv. Când a văzut polițistul că a apăsat cronometrul ăla, mi-a făcut semn, hai începe, m-am emoționat atât de tare încât m-am suit pe motocicletă în loc să o împing undeva la 2 metri, ceva de genul, să cine a dat poligonul știe despre ce este vorba, trebuie să împing motocicleta puțin mai în față cu rata față mai după dungile respective, sunt niște dungi albi. Amă că trage, mă. Trage bestia. Este un Kawasaki Z650, din câte știu. 150 să fac poligonul, eu l-am făcut în 2 minute și 2 secunde. Și dacă aș fi încercat mai tare, l-aș fi făcut și mai repede, dar nu asta e ideea. A fost cea mai mare greșeală din viața mea, de efectiv cea mai mare greșeală. Ce pot să vă sfătuiesc eu? Dacă aveți vârsta necesară, dați de A2, de A, dar dacă nu aveți vârsta necesară, dați de A1 și ați terminat bălciul.